Chindia Târgoviște dispută vineri 20 martie de la ora 15 o partidă extrem de importantă împotriva echipei Athletic Bradu. Jucătorii lui Nicu Croitoru au obligația de a câștiga această partidă pentru a-și ridica moralul, dar și pentru a păstra șansele de promovare. În tur, târgoviștenii s-au impus cu 4-1 pe stadionul Eugen Popescu. Un moment greu pentru Chindia Târgoviște, v-ați revenit după eșecul cu Afumați? Eu personal, da. Sperăm ca și echipa să înțeleagă momentul dificil care ni l-am creat cu această înfrângere și să putem să obținem cele 3 puncte puse în joc la meciul de la Bradu și vom vedea în continuare ce se va întâmpla. Ați așteptat vreun moment că veți pierde meciul? Sincer nu. Credeam într-un reviriment al echipei, a fost o atmosferă foarte bună, o pregătire foarte bună. Mă așteptam la cu totul altă atitudine din partea jucătorilor, dar asta e. Urmează un nou meci important la Bradu și două absențe importante, Denis Spa și Adi Grigore. Da, este o echipă periculoasă, o echipă muncitoare, o echipă care pierde foarte greu la jocurile de acasă, se joacă pe un teren sintetic, sunt condiții speciale de joc. După părerea mea, nu putem viza decât victoria și cred că suntem peste Athletic Bradu, ceea ce ne îndreptățește să ne dorim acest lucru.